Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce nu știi tu, ce urmează, care este viitorul apropiat, viitorul mai îndepărtat, pe neașteptate ce se întâmplă și ce o să te mire. Avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roz. Poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine și de asemenea poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru bani și carieră, un număr pentru viața privată. Și avem numărul 1, piatra verde, din nou, numărul 2, piatra roz. Începem cu numărul 1, piatra verde. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare, oricând vrei să-mi fii alături. Hai să vedem, dragii mei, ce trebuie să știți. Mesaje. Să vedem pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Citirea este valabilă din momentul în care tu vezi acest videoclip. Bun, acum, în momentul de față, parcă ești prins cu munca, cu banii, ești prins aici cu niște colegi, cu un proiect, lucrezi prin casă, te sfătuiești cu cineva. Dar e clar aici că tu recent ai trecut printr-o transformare foarte mare sau pur și simplu ți-ai propus să faci o schimbare uriașă în viața ta. Văd o legătură cu zodia Scorpion, Gemeni, Fecioară. Da? E un nou început, e ca și cum ai acum acea dovadă concretă, palpabilă, pentru a construi un imperiu, pentru a merge pe un nou drum. Pentru tine, regina de monede, 3 de monede, o legătură cu zodii de pământ pentru unii, Taur, Fecioară, Capricorn, dar eu simt aici că e vorba de lucru, deci în momentul de față tu ești concentrat pe a construi ceva, pe a repara ceva. Ești concentrat pe bani, ești concentrat pe un loc de muncă sau poate te concentrezi mult și pe zona aceasta sănătății, pe starea ta de bine. Bun. Hai să vedem despre ce e vorba, da? Pentru tine. Ei, are legătură cu un bărbat matur, un bărbat asumat și o casă străină. Ei, aici poate să fie vorba despre o instituție cu nume masculin sau poate chiar ideea că începi să te valorifici mai mult în legătură cu o relație din viața ta. Deci cumva ai fost rănit, rănită și acum încerci să te valorifici mai mult. Da? Poate să fie cineva care vrea să-ți vină în casă. Este o persoană de la care ai de învățat, este o persoană care te ajută aici, te sprijină. Pentru casa ta, 5 de bâte. În casa ta, nu știu, văd ceartă, agitație, o luptă, ai mai multe lucruri de făcut, pot fi discuții în contradictoriu, da, cu membrii familiei sau cu partenerul. Hai să vedem, 5 de bâte, despre ce e vorba. Drag, te dorește cineva. Aoleu, e cu gelozie pentru casa ta și bucurie mare. Deci cineva aici care e ca și cum vine să se lupte cu tine sau cineva care vrea o luptă, da? Vrea să luptați unul cu altul, vrea să fiți siguri unul pe altul. Da? Cineva vrea încredere aici. Poate a fost recent o astfel de discuție în contradictoriu, nu știu. În curând, 6 de monede, deci niște bani pe care îi primești în curând, un cadou, o reducere, mergi să-ți cumperi ceva, îți vine un pachet, îți vine un colet. Dar văd și pe cineva care e foarte darnic, deci poți să intri în contact cu o persoană care dăruiește celorlalți. Este o persoană care face acte de caritate. Hai să vedem. Persoană plăcută care vrea să te revadă, da? Și care vrea să-ți dea un cadou sau care vrea să îți ofere ceva. Poate tu te gândești să faci un cadou unei persoane sau, da, oricum ar fi, deci în curând văd pe cineva care vrea să te revadă pentru a-ți da ceva sau pentru a-ți fi alături. Avem bani mulți, o persoană vicleană și o veste despre un final.
Cei ceva, cineva poate să-ți dea un mesaj în legătură cu un sfârșit, în legătură cu o eliberare. Poate e o femeie, uite, e o femeie cu părul deschis la culoare sau o femeie foarte blândă, iubitoare, energică. În viitor, cavalerul de spade, în viitor cineva va reacționa foarte nervos, foarte ciudat, nu știu, poate să fie și un mesaj, un apel telefonic pe care îl primești, o veste fulger. Cineva aici care vine la război este o persoană care nu prea gândește, da, ceea ce zice. Primul gând care vine, ăla îl și zice. Gelozie, ia uite. În viitor cineva face o scenă de gelozie. Ui, e o persoană vicleană. O persoană vicleană aici. Bun. Deci în viitor e o persoană vicleană care e geloasă și care reacționează într-un mod total nebunesc. În legătură cu niște vești pe care le află. Ce nu știi tu? Echilibrul, temperanța, o legătură cu un săgetător. Tu nu știi aici fie despre o împăcare, fie despre vindecarea cuiva. Da? Faptul că cineva a reușit să găsească un echilibru. Tu nu știi despre faptul că cineva poate se împarte aici între două lumi, două locuri de muncă, două situații diferite. Da? Poate nu știi că ai și o protecție divină. Ia să vedem. Bani puțin și supărare. Aici tu nu știi, nu știu, că cineva poate încearcă să se împace, da? Cineva încearcă să-și găsească liniștea, pentru că, uite, sunt niște probleme aici financiare și probleme legate și de supărare. Da? Tranziție, schimbare. Cineva aici încearcă să facă o schimbare, încearcă să se vindece. Sau este o persoană care încearcă să evite schimbarea asta. O să clarificăm. Pe neașteptate, 5 de spade, pe neașteptate e cineva aici care își urmărește interesul, este cineva care profită de o poziție în care se află. Și tot pe neașteptate văd aici un compromis, da? O situație în care cineva parcă întrece măsura. Dar, pe de altă parte, poate fi și un moment în care ieși în câștig de cauză într-un compromis. Deci, dacă ai fost neîndreptățit, da? Acum e momentul. Pentru că, uite, mie mi-apare că vei reuși ce gândești și o veste onorabilă în curând. Te folosești de o poziție în care ești. E ca și cum se întoarce totul în favoarea ta. Și ce o să te mire? Asul de bâte. Un nou început, multă pasiune, un nou mod prin care cineva acționează. O să te mire aici și o flacără care se aprinde, da, într-o relație. E ca și cum deodată lucrurile acționează diferit. Unii puteți să aflați de o aventură amoroasă a unei persoane. Cineva care plânge, care e supărat. Poartă dragoste, dar în același timp, nu știu, e pus pe ceartă, pe scandal, nu știu ce-i cu omul ăsta. Deci, pe neașteptate, e ca și cum ai o piedică undeva, da? Universul ăsta îți blochează drumul undeva anume și zice, ia, mergi tu în dreapta asta, în stânga, da? Acționează diferit, o alegere diferită și de aici vine norocul. Poate fi o veste bună în legătură cu o persoană bolnavă sau o persoană supărată. Este un sfârșit oricum. Hai să vedem, vreau să clarificăm puțin, să vedem ce nu știi tu aici. Că e o persoană tare supărată. Asul de cupe, deci poate să fie o veste bună, o veste de împăcare, da? Poate nu știi despre faptul că cineva a tot încercat aici să își mențină echilibrul din punct de vedere financiar sau cineva care încearcă să-și mențină încrederea în forțele proprii, dar
Văd aici un cavaler de spade, deci tu nu știi, nu știu, că unei persoane îi pare rău pentru ce a făcut sau să-i pare rău pentru scena asta de aici, de gelozie sau poate asiși la așa ceva, știu eu, poate să fie și asta. Hai să vedem pe neașteptate. Parcă cineva încearcă să negocieze. Și asta tu nu știi. Pe neașteptate, 5 ăsta de spade. Ei, pe neașteptate, da, e o minciună, e o trădare de la o persoană care este imatură din punct de vedere emoțional, da? Sau pe neașteptate reușești să te eliberezi dintr-o situație toxică și să-ți dai un nou început. Poate să fie o veste de la un copil sau de la o persoană mai tânără. Mai afli despre niște minciuni, poate să fie și asta. Hai să vedem ce o să te mire, da? Ce cu asul ăsta de bâte. Turnul și patru de bâte. Aici o să te mire ceva legat de o petrecere sau ceva legat de o zi mare, undeva pe la amiază mai poate să fie pentru alții dintre voi. Aici apare o surpriză tare mare și are legătură cu un moment în care trebuie să te gândești serios să alegi între trecut și viitor. Surpriza e la o petrecere, la un eveniment. Șapte de monede, asul de bâte. Are legătură cu ceva ce tu ai așteptat de mult timp. Da? Și e cineva aici care acționează într-un mod nou. Poate e o surpriză care ține și de dragoste, cineva care îți face o invitație, cineva care vrea să te cunoască mai bine. Hai să vedem acest oracol ce spune, numărul 1. Oh, un dușman. Ce e aici? Ia uite, cineva care fură, e o persoană care, nu știu, plânge, suferă, nu știu ce face aici, da? Care în același timp vine și cu flori sau vine și cu vești bune. Și aici, uite, tu o să ai o surpriză de la omul ăsta. Un mesaj, un apel telefonic, o surpriză care apare, e o surpriză mare. Și care are legătură cu justiție, o luptă pentru putere, o luptă pentru supraviețuire și o soluție. Da, aici, numărul 1, puteți să aflați de cineva care are niște probleme cu legea. Sau cineva care are un proces, cineva căruia i se face o nedreptate. Este o luptă aici, o luptă puternică. Și asta o să vă surprindă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai și site-ul oficial cristinazurba.com. De asemenea, ai acolo articole în fiecare zi, atât pe site cât și pe aplicație, articole despre zodii, articole despre fiecare zi. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ți-a ales piatra roz. Hai să vedem ce trebuie voi să știți, da? Care sunt mesajele pentru numărul 2, piatra roz. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem ce trebuie tu să știi. Ce trebuie să știi. Ok, văd aici o ceartă care a avut loc cu o persoană manipulativă, e o persoană mincinoasă, e o persoană care a încercat cumva să-și întoarcă o poveste în favoarea sa. Aici, uite, avem un blocaj, da, legat de un triunghi amoros, legat de muncă, poate e un blocaj legat de partea financiară, poate e un blocaj legat de niște colegi, de niște prieteni, da? Poate o persoană care are probleme cu legea. Ca și cum cineva nu-și poate scoate din minte o situație anume. Cavalerul de spade, magicianul.
În momentul de față, poate ai pe cineva în jurul tău căruia îi place așa să manipuleze, îi place să-și urmărească interesul și este o persoană care a avut recent niște reacții explozive sau va avea. Da? Va avea. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Că e cineva care vrea să iasă din blocaj, dar e ca o pedeapsă povestea asta. Ui. Un bărbat matur și o casă, da? Nu știu, îți vine cineva în casă. Poate să fie și o instituție cu nume masculin care, nu știu, face aici tot felul de lucruri, da? Cineva care face abuz de putere undeva. Și e o ceartă, nu știu, persoana asta parcă are o problemă. Deci este o persoană aici, uite, care te dorește, da? Însă în același timp văd niște reacții total ciudate. Da? Pentru casa ta, 6 de monede, uite, niște bani pe care îi primești în casă. Îți cumperi ceva pentru casă. Sau primești un cadou, poate o rudă sau cineva din familie vrea să îl ajuți cu ceva anume pentru casă. Îți vine cineva în vizită, da? Și îți aduce un cadou sau este vorba despre o persoană alături de care tu te simți bine. Însă vezi tu că e o persoană puțin vicleană aici, adică e cineva care își cam urmărește interesul dintr-un anumit punct de vedere. Da? E o persoană tare ciudată. Este cineva care vine să-ți dea o veste onorabilă, o veste bună, dar în același timp parcă are un interes persoana asta. În curând, 4 de spade, în curând aici eu văd liniște, da? Nu știu, vrei să te relaxezi, vrei să te liniștești, primești o veste legată de o vacanță, legată de un concediu, unii parcă spuneți gata, mi-au liber. Pentru alții, pur și simplu, în curând, da, apare un moment de liniște, de pace, de odihnă. Ceva care te pune pe gânduri, legătură cu o veste din depărtare sau în legătură cu o veste de la distanță. E o persoană aici care are niște probleme cu banii, e supărată. Poate discuți cu o persoană care se află la distanță de tine și care vrea să-ți dea un sfat. Ai vrea o carte. Parcă e cineva aici care zice, uite, mă sacrific, fac ceva pe termen lung. Însă, în curând, totuși văd și o veste bună în legătură cu niște bani. Și ți intră niște bani, se întâmplă ceva aici. În viitor avem 8 de monede. Deci în viitor aici te văd că lucrezi la ceva pe cont propriu. Să ești preocupat foarte mult să repari ceva, să rezolvi o situație. Te văd că te concentrezi mult asupra detaliilor. Cineva care repară ceva, care lucrează aici intens. Poate să apară o veste de la muncă în viitor, în legătură cu o persoană puțin geloasă. Da? Știu, cineva care e gelos, geloasă pe un proiect, pe ceva interesant.
cineva care e supărat aici și îți dă o veste și îți spune, uite ce am pățit, uite ce s-a întâmplat. E o hotărâre aici mare pe termen lung. Ce nu știi tu? 6 de cupe. Deci tu nu știi aici despre un suflet pereche, da? Despre o iubire sinceră. Poate să fie și despre, poate să fie și faptul că nu știi ceva legat de trecutul tău sau de un copil, o relație veche. Ia să vedem. Ce nu știi tu aici cu 6 de cupe? Ceva legat de zona copiilor pentru alții. E o problemă aici de sănătate veche a cuiva și o veste despre un final. Aici, nu știu, cineva află că s-a finalizat o poveste de iubire. Poate tu nu știi chestia asta. Poate cineva are probleme cu un copil sau e o problemă de sănătate a cuiva. E o problemă veche aici. Da? Dar vi văd un suflet pereche, boală, o veste de final definitiv. Și aici tu nu știi că cineva vrea să te revadă, e o persoană plăcută care te respectă, care ține mult la tine și care o să-ți facă o surpriză, fie în legătură cu o relație, fie auzi că cineva s-a căsătorit, cineva s-a despărțit, cineva s-a logodit și așa mai departe, sau un cuplu nou care s-a format. Pe neașteptate, 5 de cupe. Da? Pe neașteptate, aici avem niște cupe care se dărâmă, niște regrete pe care cineva le are. Poate intri în contact cu cineva care zice, băi, îmi pare rău că am făcut nu știu ce lucru. Sau se întâmplă niște evenimente care te determină pe tine să, nu știu, să-ți pară rău. Ia să vedem despre ce e vorba. Pentru că eu totuși văd aici o veste bună și cineva care vrea să te revadă. Deci e o persoană aici cu foarte mari regrete, numărul 2, care vrea să te revadă. Da? Persoana asta îți dă veste, vrea să te revadă și vrea să facă o surpriză mare. Ce o să te mire? 9 de monede, o sumă de bani pe care o primești. Sau faptul că reușești să devii o persoană independentă, sigură pe ea. Faptul că poți să cunoști o persoană care este independentă, are tot ceea ce-și dorește, dar tot surpriza aici, ce o să te mire, are legătură cu niște bani. Sau cu o persoană care e liniștită, e fericită. Ești lăudat, onorat. Surpriza este că tu ieși bine dintr-o situație tensionată, dintr-o situație ciudată. Asta o să te mire. Și o surpriză aici mare. Dar și cineva care plânge în legătură cu un proces sau în legătură cu un verdict, în legătură cu zona juridică, deci acolo pot fi niște lucruri. Da, ia să vedem noi aici ce nu știi tu, că eu sunt foarte curioasă. Ce nu știi tu? Nebunul. Îmi vine să zic că pentru unii are legătură cu o veste total surprinzătoare, o reacție ciudată, o reacție total nebunească a cuiva sau despre un eveniment total nebunesc care s-a întâmplat în viața cuiva și despre care tu nu știi în acest moment. Tu nu știi. Și are legătură cu o luptă de putere, are legătură cu o persoană. Poate să fie o femeie energică, puternică, o femeie care face sport, o femeie care este apreciată, iese în evidență, îi place să fie în centrul atenției. Da? O legătură văd cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Și aici are legătură cu o reacție nebunească pur și simplu a unei persoane. Despre care tu nu știi. Cinci de monede. Eu cred că e vorba de o problemă de sănătate a cuiva destul de ciudată. Uite și spânzuratul. Pajul de spade. Cineva care caută soluții. Hai să vedem pe neașteptate. Ce cu persoana asta? Că e cineva care are niște regrete, plânge aici după trecut și vrea să te revadă. Ia să vedem. Opt de monede.
Trei de bâte. Se vorba despre cineva care are parte de o deblocare aici. Sau cineva care vrea un răspuns, vrea o vindecare, vrea o rezolvare la o situație. Și e cineva care pur și simplu simte că își iese din minți. Da? Roata destinului, trei de spade. Aici, pe neașteptate, roata se întoarce. Roata se întoarce. Și văd o persoană ușor dezamăgită. Hai să vedem aici ce o să te mire. Ce o să te mire? O bucurie tare mare în legătură cu o sumă de bani, un grup de oameni, o creștere foarte mare pe care o ai, o decizie care se ia într-o ședință, dar și o hotărâre sau o veste mare în legătură cu familia ta sau în legătură cu colegii de la muncă, cu o adunare de oameni. Și uite, văd aici și un împărat, deci e cineva care ia atitudine, cineva care acționează. Asta o să te surprindă. Cineva care iese din compromis. Hai să vedem și îngerii romantici ce zic în situația asta. E un flirt aici cu cineva. Doar că îngerii zic că e timpul să te deconectezi puțin de lume. E ca și cum vrei să stai tu cu cineva, să te relaxezi, să te liniștești, să te simți bine. Nu mai există suficientă atracție sau chimie pentru a păstra această relație. Da, este o relație cu un suflet pereche. Aici ceva trebuie făcut, fie să luați o pauză, fie să petreceți mai mult timp împreună, undeva într-un loc izolat. Hai să vedem acest oracol ce zice. Oracolul zice despre cineva care vrea să coopereze cu tine. Da? Văd aici mult succes, mândrie și faptul că ceva se hotărăște. Ceva se hotărăște. Poate are legătură cu viața profesională, acolo să zică primești niște vești bune. Sau este cineva care vrea să colaborați pentru a clarifica o situație. Da? Uite, avem aici dorință, atracție, ceva valoros, dar și niște mesaje, niște noutăți. Da? Cineva care vrea să se apropie de tine, poate. Poate e cineva de la distanță, da? Sau poate e cineva care vrea să facă o călătorie către tine pentru a rezolva o situație. Da. Hai să mai vedem aici. Mai vreau un mesaj. Da, aici. În unele cazuri mi s-a clarificat ceva, și anume este vorba despre un cavaler de cupe, deci cineva care are mai multe opțiuni în dragoste. E cineva care își face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii, e cineva care are multe opțiuni. Persoana asta este într-un moment de supărare aici, e într-un moment care și parcă nu-i convine refuzul tău sau are un regret. Și aici avem moartea și regina de monede. Aici e clar că o femeie va pune punct unei situații. Poți fi o femeie stabilă financiar, poți fi o femeie care are o funcție înaltă. Da? Mai văd o legătură cu zodia Scorpion, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate ești tu ca femeie, dacă te apuci și pui punct, zici, băi, gata, m-am săturat de atâtea, da, lucruri neserioase. Tu aici o să rămâi surprins de această închidere, de această transformare. Și e o noutate plăcută pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.